Ciprian Cristea de lângă Lyon trage la colțul scurt, însă Beto respinge în corner. Remarcabilă tehnicitatea lui Adrian Cristea. Îl vedem din când în când strălucind cu adevărat pe acest jucător. Adrian Cristea în centrul careului. Gol! Gol pentru Universitatea Cluj, 2-0 pentru trupa lui Claudiu Niculescu. Cred că tot Marian Cristescu este cel care marchează, face dubla Marian Cristescu, nu marcase niciun gol pentru Universitatea până în această seară, reușește să facă dubla minutul 47, iarăși după o fază fixă, Universitatea Cluj reușește să punteze, iar CFR Cluj este într-o situație extrem de dificilă în acest moment. Ce seară, Bogdan, pentru Marian Cristescu, poate cea mai fericită din cariera sa de fotbalist. O lovitură de cap perfectă a lui Cristescu de lângă Lyon. Nicio reacție din partea lui Beto și, dacă nu mă înșel, este pentru prima oară când Marian Cristescu reușește o dublă într-un meci din Liga 1 Bergamir. Este așadar seara perfectă pentru Cristescu, este meciul vieții sale. 2-0 pentru Cluj în fața lui CFR și Cristescu este foarte aproape să devină idolul unui oraș, idolul fanilor Șepcilor Roșii. Jucătorul care poate să aducă prima victorie a Universității în fața CFR-ului în prima ligă după 40 de ani. Mai este însă mult, foarte mult până la final. Să nu uităm forța de revenire pe care a demonstrat-o CFR Cluj în mai multe rânduri în acest sezon. Faptul că este o echipă care luptă până la capăt, este o lovitură aplicată de Adrian Cristea, dacă am văzut bine, un cartonaș galben și imediat vine cartonașul roșu. A fost un cot al lui Adrian Cristea, greu de înțeles acest gest.